Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La mulți ani. La mulți ani mamelor. Mămicilor. La mulți ani. Da, nu știu cum, azi e de fapt ziua internațională a femeii, 8 martie. Aparent. Ah, dar pentru mine 8 martie este ziua mamei. Da, la mulți ani doamnelor și domnișoarelor. Și pentru așa am fost educați, adică eu așa am fost educați, era ziua mamei. Acum sigur e ziua nevestei și a mamei, nu știu cum să facem. Chiar ziua femeii, voi? Așa, în general. Niciun bărbat căsătorit nu face imprudența să se ducă în confuzia asta. Nu e ziua femeilor. E ziua femeii, dacă ești căsătorit, e ziua nevestei, în primul rând, și a mamei soacră. Cum ar veni? Și se fac, azi se fac, de fapt, mâine se mănâncă mucenicii, nu? Acolo trebuie să ajungem. Băi, acolo trebuie să ajungem noi, da. Eu am primit aseară 2 mucenici. Dacă e primit, înseamnă că sunt din aia, moldovenești, nu? Da. Mi-a primit de ăștia de pe aici. Băi, nu-i suport pe ăștia. Nu suporți? Nu. Deci sunt eram zotii. Înnebunit după aia moldovenești, da. Dar trebuia să fie însiropați ca lumea. Exact. Să fie ca lumea. Uh-huh. Și mă uitam așa, cum te uiți tu acum la ăștia din zonă, la aia ciorbă. Mi se părea o... Ce ciorbă? Că chestie, o mizerie, practic, așa arată. Dar sunt oameni care le plăcut. Băi, sunt bun rău de tot, îmi plac de nebunesc. Luca a ridicat sprâncenele. I-a vorbit foarte urât. Așa arată, ce vrei, arată așa arată. Senzațional, nu ți-a făcut plating-ul corect. Tu mănânci de ăștia... Ai primit la pungă? Nu, n-am primit la pungă, dar... Deci... Uiți că ai primit la borcan? Fii atent. Da. Corect. Ai văzut? A adus anii trecuți. Mucenicul muntenesc. Da. Cel cu zeamă. Da. Are o particularitate. E dubios. Nu e dubios, este excepțional de bun. Dă ușoare arsuri dacă ai probleme. Din cauza că are coșetă. Eu aici am o singură problemă. Între cele două, sunt două școli de gătit în mucenicul muntenesc. Sunt unii care pun nuca în zeama aia și o fierb acolo. Hai de capul meu. Da, ai ceva greșit. Te duce și la imaginea nasoală. Nu, dar nu, păi și cealaltă ce... variantă în care ai separiman. Nuca pisată și doar o pui deasupra așa. Ce ți-am adus eu? Zac, atunci când îi servești. Ce ți-am adus eu e făcut corect. Adică da. Fiert separat, nuca adăugată după, exact. Mă rog, și scorțișoară, da. Și ce mai. Da, am mâncat și cu nuca doar făcut mărunțită un pic, nu pisată, și plutind în zeamă acolo, de sub combată. Eu nu reușesc să înțeleg diferența asta fundamentală. Adică unii sunt în zeamă mici și alții sunt mari însiropați și pe uscat. Nu sunt aceiași mucenici? Vorba aia, adică legenda vine... Legenda, adevărul vine, este același lucru s-a întâmplat. La anul 300, mă rog, sunt practic aceiași mucenici. Cum au ajuns ei atât de diferiți în țara românească și Moldova? Asta nu se știe, dar îi unesc cele 40 de pahare. Da, exact asta. Pe unul și pe altul. Dar în Ardeal se mănâncă mucenici? De nu care... știu, că practic știm doar despre, adică suntem documentați despre cei muntenești cu zeamă și cei moldovenești care sunt mici cu o zonă, cei excepțional de buni însiropați. Vrei să-ți blochez tableta? Dar, da. 0728111222 WhatsApp. Nu înțelegem așa. Penos. În primul rând vreau să știu, adică în Ardeal, pe care îi preferați? Aia în zeamă sau aia cu sirop? Aia moldovenești sau aia muntenești? Și în Ardeal cum sunt mucenici? De care tip sunt preferați? Că aici... În Ardeal sunt aia 40. Și se cheamă ștampăl. Sunt 40 de mucenici tip ștampăl. Au să ștampăl peste cocă. Da, da, așteptăm mesaje de la voi, 0728-111-222, pe care îi preferați, cei moldovenești sau cei muntenești? Suntem doar curioși să aflăm lucrul ăsta. Și de ce? Și de ce, dacă... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.